Bine m-am găsit, oameni buni, suntem iată la o nouă ediție în care încercăm să descoperim pentru dumneavoastră profile de afaceri, tipuri de business care, iată, să vă creeze o imagine despre afacerile care se derulează în România. Unele foarte inedite, cu un concept cât se poate de original, așa cum veți descoperi și în ediția de astăzi. Noi stăm de vorbă cu unul dintre astfel de antreprenori, domnul Ionuț Varga. Mulțumesc tare mult că ați acceptat dialogul cu noi. Cu multă plăcere. Vreau să vă întreb despre produsul dumneavoastră, care, repet, are ineditul său și eu chiar aș vrea să ne descoperiți așa puțin din originalitatea produsului pe care l-ați adus pe piață deja de o bucată de vreme destul de serioasă. Da, așa este. Este un produs unic pe România, care într-adevăr l-am lansat în urmă cu 10 ani de zile. De atunci, în permanență, încercăm să-l îmbunătățim, să venim în întâmpinarea clienților noștri. Este un proiect în care sunt implicate trei părți: noi, partenerul noștri, restaurantele și clienții noștri. Și care este partea care mă mulțumește cel mai mult este că este un proiect care mulțumește pe toată lumea. Adică, practic, este un proiect din care toată lumea câștigă. Da, exact. Practic, în ce constă acest proiect? Adică să ne dezvăluiți efectiv produsul pe care dumneavoastră l-ați adus pe piață. Noi, într-adevăr, încercăm cu proiectul nostru să scoatem oameni în oraș, da, la masă, să socializeze și să poți să o facă la banii care îl face o casă. Adică produsul nostru oferă în fiecare an, într-un număr de 25 de restaurante de top din oraș, oferă un număr de 100 de mese gratuite, aceste restaurante, pe care clienții noștri pot să le folosească oricând doresc ei. Când pur și simplu doresc să iasă la o cină sau la un prânz, atunci pot să o facă în condiții financiare mai accesibile. Da, exact. Deci, practic, dumneavoastră a scos o broșură care este un soi de, hai să spunem, certificat pentru cele 25 de mese. Pentru 25 de restaurante, 100 de mese, exact, anual. Da, într-adevăr, încercăm să avem în fiecare an restaurante de top, care sunt deja de ceva vreme pe piață, care oferă servicii de calitate. Bineînțeles, noi prin produsul nostru încercăm să le promovăm, încercăm să ne ducem clienții noștri în aceste restaurante, să observe, eu știu, serviciile, calitatea serviciilor, produsele restaurantelor, după care mai departe, bineînțeles, dacă sunt mulțumiți de serviciilor, pot să rămână clienți fideli pe mai departe. Adică atunci când spuneați, iată, sunt trei părți, fiecare dintre părți câștigătoare, pentru restaurantele respective este atragerea de clientele. Atragerea, exact, de noi clienți. Iar pentru consumatori, practic, plătesc jumătate din prețul. Da, ei, într-adevăr, conceptul este foarte simplu, merg două persoane la masă, o persoană plătește consumația de bază, o persoană nu plătește consumația. Deci, practic, putem să zicem că da, ești la un cost mult mai redus, poate uneori chiar mai ieftin decât ai servi masa acasă. Dar așa, în contextul Foodmania, scutești servitul mesei, scutești spălatul vaselor, și uite că poți să ieși cu cineva în oraș, să petreci și timp de calitate, să socializezi și să o faci la un cost foarte bun. Asta, de fapt, oferă și încearcă să ofere proiectul nostru Foodmania. Da, eu aș fi foarte curios. De unde a venit ideea asta? Pentru că este, repet, o idee destul de, hai să spunem, spectaculoasă, în sensul în care poate că nu foarte mulți s-au gândit, dar pentru foarte mulți e un avantaj și un beneficiu cât se poate de direct. Da, într-adevăr, ideea asta, sub o anumită formă, am fost preluată de afară, acolo de mulți ani se folosește sistemul ăsta. Mai eu, într-adevăr, l-am adaptat pentru Cluj. Da? Și în contextul ăsta, de când l-am lansat, practic, proiectul de 10 ani, încerc să îmbunătățesc în permanență, să fim tot timpul în top și să încercăm în fiecare an să oferim clienților noștri cele mai bune restaurante în care să poată să meargă și să-și petreacă timpul, evident. Dar când vorbiți atât de îmbunătățire, asta înseamnă, nu știu, păstrarea unei relații cu clienții? Mergeți pe aceiași clienți sau reîmprospătați, ca să spun așa, oferta de restaurante în fiecare an? Cum am întrebat, în fiecare an, din cele 25 de restaurante care lucrăm, undeva aproximativ 40% din restaurante,
În fiecare an le schimbăm ca să ducem tot timpul o îmbunătățire proiectului. Apoi, în următorii ani, restaurantele care au lucrat cu noi pot să reapară în proiectul nostru. Tot timpul, adică încercăm să le oferim clienților noștri cât mai multă diversitate și restaurante cât mai de calitate ca să... Pentru asta, prin asta, practic, crește și valoarea proiectului nostru, prin lucrarea cu restaurante de top. Cu siguranță lucrurile se schimbă și în România, apropo că se merge foarte mult pe modele care sunt validate afară. Apropo, de unde l-ați adus, din ce țară ați urmărit? Peste ocean, de acolo practic mi-a sugerat la un moment dat cineva ideea și de acolo a fost preluată. Acolo, din ce știu eu, funcționează de peste, cred că 30 de ani deja, sistemul ăsta de cupon, da? Și bine, acum acolo din ce mă sat era sub un pic altă formă, eu dar l-am adaptat pentru Cluj. Dar credeți că, nu știu, ar funcționa un astfel de model și în alte orașe? Sigur, Clujul este unul dintre cele mai mari orașe din România. Credeți că se poate multiplica un astfel de business? Consider că, într-adevăr, acest proiect este doar pentru orașele mai mari. Adică, siguranță, sunt undeva în jur de 5 orașe în România care probabil ar funcționa și acolo acest proiect. Adică, nu, probabil, mai mult ca sigur ar funcționa. Și ne gândim deja de la anul să-l mai extindem încă cel puțin într-un oraș. Aveți, nu știu, deja bătut în cuie orașul? Sau? În principiu, da, dar o să fie o surpriză unde o să-l lansăm. Nu putem să vă spunem încă. Ca să mergem așa, nu știu, din aproape în aproape, în Transilvania, în... Nu, o să fie mai departe puțin. Aproape de mare? Aproape de mare, da. Tocmai în ideea în care, de pildă, iată, un astfel de concept în state funcționează, spuneați, de peste 30 de ani, cum a prins la publicul de aici? Și mă refer nu doar la consumator, cât și la restaurante, cât și la agentul comercial, care, evident, poate și unii și alții aveau reticențele sau rezervele lor. Acum, într-adevăr, oamenii în Cluj-Napoca, în general, sunt puțin mai rezervați. Da? Dar, fiind un proiect în care, cum am spus și la început, toată lumea câștigă, am înțeles pe parcursul colaborării cu noi că este un proiect care poate să aducă beneficii atât consumatorilor cât și partenerilor noștri și încet, încet încep să înțeleagă dacă este un proiect care este destul de important deja pentru orașul Cluj-Napoca și ca atare noi tot timpul am încercat să le explicăm lucrul ăsta și până la urmă, spre bucuria mea și a proiectului, au înțeles și drept urmare colaborează și lucrează cu noi. Avem unele restaurante care lucrează cu noi chiar de aproape de la început și ne mulțumim de colaborarea lor și ei de colaborarea noastră și atunci, practic, de fapt, asta este secretul, să păstrezi legătura cu partenerii tăi, să le oferi ceea ce au nevoie, de practic fiecare restaurant are nevoie de clienți, da? Și noi, practic, le putem oferi acest lucru, iar, practic, clienții noștri, care sunt consumatori de proiectul nostru, să le oferim restaurante de top în care să poată să-și petreacă timpul care doresc să-l petreacă în compania cuiva în oraș. Cu cine a fost, nu știu, mai dificil abordarea la început, cu restaurantele, cu, iată, consumatorii simpli, persoanele fizice care veneau și achiziționau broșura? Cred că cu ambele părți, atât și cu restaurantele, cât și cu clienții. Poate puțin mai dificil a fost un pic cu restaurantele să-i facem să înțeleagă, chiar dacă oferă niște reduceri clienții noștri, ei au un beneficiu major pentru că pot să-și fidelizeze clienții care noi le oferim practic prin proiectul nostru. Adică să apară oameni care de obicei nu frecventau acele locații. Da, asta este și ideea. Noi încercăm să invităm și să le oferim posibilitatea celor care cumva fug de a servi masa în oraș pentru că li se pare costisitori. Am încercat prin proiectul nostru să-i scoatem în oraș, să înțeleagă de fapt nu este costisitor să mănânce în oraș. Chiar sunt niște prețuri rezonabile. Cu atât mai mult, având aceste reduceri din partea noastră, pot să zic că nu trebuie să facă un efort financiar foarte mare să servească o masă în oraș. Și prin asta pot să observe serviciile restaurantelor, calitatea serviciilor și mai exact, mai departe, dacă vor dori să
consume în acel restaurant și după ce nu vor să va avea reducerile noastre, pot să o facă mai departe. Adică, până la urmă, e și o educare a publicului consumator cu ceea ce înseamnă o mâncare de calitate sau cu o servire de calitate, așa cum cred că își dorește fiecare. Și tocmai în ideea asta s-a fidelizat consumatorul obișnuit, adică aveți aceleași persoane care cumpără în fiecare an produsul dumneavoastră și, nu știu, au devenit mai pretențioși de la an la an? Da, așa este, într-adevăr. Sunt foarte mulți clienți care ne sunt fidele, care în fiecare an apelează la produsul nostru, îl folosesc, își doresc în fiecare an să aibă restaurante noi, pentru asta și practic în fiecare an noi aducem restaurante noi. Mai mult de atâta, o dată cu lansarea ediției nouă, am venit și cu un concept nou, am lansat pe piață și aplicația Foodmania, prin care încercăm să venim mai mult în ajutorul clienților noștri, adică pe lângă faptul că pot să meargă cu broșura în restaurant clienții noștri, anul acesta deja au putut să meargă doar cu telefonul mobil. Aplicația oferă exact același lucru ca și broșura, doar că este mai simplu puțin, poate și mai util. Doar cu telefonul mobil poți să mergi în restaurant și să servești acele mese gratuite fără să mai ai nevoie de broșură. Și aplicația, nu știu, o găsesc ușor, o pot descărca simplu? Da, aplicația este foarte simplu de găsit. Se găsește atât pe Google Play cât și pe App Store. Este foarte simplu de downloadat. Ce trebuie să facă clientul este doar să-și creeze un cont, să-și cumpere mesele în aplicație, să le adauge în coșul de cumpărături. De acolo are practic două metode de plată prin care poți să le achiziționeze: cea cu numerar la ridicare, pentru asta trebuie să ajungă la sediul nostru, sau prin card. Practic durează maximum 2 minute și în 2 minute poți să ai 100 de mese gratuite în aplicație, după care doar pur și simplu trebuie să mergi în restaurant, să menționezi că ai aplicația Foodmania și din secțiunea folosește mesele se pot utiliza mesele în restaurant, foarte, foarte simplu. O, există și mulți care se spune, domnule, hai serios, 100 de mese gratuite, că pare totuși așa un număr impresionant. Să știți că chiar dacă este proiectul de 10 ani și anul ăsta o să fie ediția aniversară, sunt oameni care și acum sunt încă uimiți, întrebări de numărul mare de mese gratuite, nici acum încă nu le vine să creadă, dar convingându-i că chiar așa este. De asta și avem foarte multe recomandări pe partea asta, adică oamenii, odată ce ne utilizează și ne folosesc proiectul, îl recomandă celor apropiați care la rândul lor să-l folosească și ei. Da, aveți deja o broșură lângă dumneavoastră. Practic în broșură sunt cuprinse toate cele 25 de restaurante care sunt, iată, anul ăsta cuprinse în produs. Adică e până la urmă și un soi de, hai să spunem, publicitate pentru acele localuri. Da, evident că pe lângă faptul că noi ducem clienți în aceste restaurante, evident că restaurantele își fac și o promovare destul de bună în fiecare an, pentru că apar în broșura noastră, da? Fiecare restaurant are două pagini alocate, se promovează evident, apar pe site-ul nostru, da? Apar pe Facebook-urile Foodmania și mai nou, acum am spus, am lansat și aplicația, apar și în aplicația noastră. Și într-adevăr este un mijloc destul de bun de promovare, mai ales că este un marketing fără costuri. Adică practic ca să apară în toate aceste metode de promovare care noi le oferim, nu-i costă absolut nimica. Da? Dar apropo, pentru că iată vorbeați de faptul că fiecare persoană probabil care a cumpărat produsul a făcut recomandări apropiaților să vină și să cumpere acest produs. Ați întâlnit, nu știu, și oameni care să vină din zona limitrofă orașului, adică din orașe mai mici, care să cumpere produsul și să vină să, iată, să consume într-un oraș așa cum este Clujul și probabil cum nu au posibilitatea în orașele mai mici în care îi locuiesc. Da, am întâlnit situații, ținând cont că produsul nostru are o valoare destul de mare de la Paris, adică fiecare ediție are o valoare de 15 luni de zile. Și sunt oameni care nu locuiesc în Cluj, dar totuși ajung în Cluj o dată pe lună sau de două ori pe lună și atunci, într-adevăr, și pentru ei este foarte avantajos și au cumpărat produsul nostru, pentru că fiecare când ajung în oraș pot să-l folosească și practic și ei, evident, că este la un cost mai mic.
E logic. Nu știu cum s-a simțit de la an la an sau de la ediție la ediție că lucrurile au o dinamică mai puternică, mai sănătoasă, adică lumea începe să cunoască produsul și să existe așa o, hai să spunem, un număr mai mare de solicitări. Dar cum a fi, evident că în fiecare an s-a simțit o creștere, da? Oamenii încep să conștientizeze că într-adevăr este un produs bun, un produs care merită să-l folosești. Atunci, evident, în fiecare an am avut un număr mai mare de clienți care ne-au folosit și utilizat produsul și sperăm, evident, că în continuare să crească numărul lor. Pentru că, iată, vorbiți de 10 ani, în acești 10 ani România a cunoscut și o perioadă destul de complicată, o perioadă de criză. Ați rămas pe piață, nu știu, care a fost secretul sau care a fost rețeta ca să rămâneți pe piață în condițiile în care probabil că la vremea respectivă lumea, așa cum cereau și guvernanții o strângere a curelei, evident, zona de consum probabil că avea momentele sale sau cel puțin a fost afectată probabil, dar iată că ați rămas pe piață. Cum s-a întâmplat treaba asta? Acum, probabil, puțin s-a simțit și la noi această criză, dar fiind un proiect foarte bun în care, v-am spus, toate cele trei părți câștigă, nu a fost foarte greu să rezistăm pe piață cu produsul nostru. Cred că atunci a fost mai ofertant în perioada respectivă, că iată aveau... Da, probabil că atunci fiecare persoană încearcă să economisească de unde poate. Noi oferindu-le mâncare, adică practic fără mâncare nu poți să trăiești. Așa este. Și atunci noi le-am oferit un serviciu prin care ei puteau să-și permită, chiar dacă era, să zicem, criză, puteau să-și permită să servească o masă în oraș, să socializeze cu persoană dragă, apropiată, printr-un cost redus prin proiectul nostru. Vă gândiți, nu știu, să duceți mai departe acest serviciu, probabil și în alte zone de consum? Să știți că la un moment dat am cochetat cu ideea să ducem și în altă parte, dar momentan încă nu și o să rămânem doar pe partea de food. Adică mâncarea e sigură, e de bază, e de bază, e bătută în cuie. Nu știu, ca să devii un... Pentru că emisiunea asta vorbește despre poveștile de succes al unor antreprenori. Care, din punctul nostru de vedere, iată, sunteți pe piață de atâți ani, care ar trebui să fie calitățile unui antreprenor ca să aibă succes? Nu știu, ce ar trebui să facă în mod cu totul aparte ca să rămână acolo în atenția clienților? Pe părerea mea, cel mai important lucru este să nu renunți niciodată. Aici foarte mulți, din păcate, se opresc, pentru că când vine momentul acela dificil, pentru că sunt în orice business, sunt momente dificile, în practic care te fac să renunți. Ei, momentul ăla dificil, acolo de fapt se cerne între cei care vor rămâne mai departe sau nu, să nu renunțe. Cei care nu o să renunțe, o să treacă peste orice fel de hop și dacă ai trecut o dată peste un hop, o să fie mult mai ușor să treci și a doua oară, și a treia oară peste acel hop și de asta practic cred că este succesul. Nu m-am oprit când au fost probleme, când au fost impedimente, am trecut peste ele și uite că mergem mai departe. Da, ați avut momente destul de complicate în derularea afacerii? Destul de complicate nu, pentru că tot timpul mi-a plăcut să mă implic maxim în proiectele mele, să fiu acolo prezent, să pregătesc oamenii care se ocupă de proiectul meu, să fiu tot timpul informat, ei să fie tot timpul informați de ce se schimbă, de ce este nou. Și atunci când ești tot timpul prezent, nu ai cum să întâmpini probleme majore sau probleme dificile. Dar unele mici situații în care practic se pot rezolva foarte repede dacă ești acolo și te implici. Dar apropo de implicare, cum arată de pildă agenda unui om care are un business, care are o afacere? Adică, în general, ideea noastră, care știam că trebuie să venim aici la ora cu tare să facem materialul pormă, să mergem să-l edităm, să lucrăm, e un orar fix pentru cineva care lucrează, nu știu, într-o anumită societate sau companie. Ideea profană este, domnule, un patron își face agenda și orarul după cum vrea. Cum e totuși programul și agenda unui patron care încearcă, evident, să plătească niște salarii și să mențină pe linia de plutire sau chiar mai sus o afacere? Programul începe la ora 8 și termină la ora 22. Cam asta este. Dacă vrei să faci ceva, nu ai cum altfel. Cel puțin pe segmentul nostru, cam asta este programul. Și uneori se mai prelungește și pe ora 22. Acum, sau... sunt situații care durează și până la ora 23.
Dacă ar fi, nu știu, de pildă să dați niște sfaturi unor oameni care ar încerca să-și deschidă o afacere indiferent de domeniu, care ar fi? Pentru că foarte mulți se gândesc, dumne, resursele sunt importante, se gândesc foarte mult la factori externi care, nu știu, ar putea să apară și care să le creeze mici obstacole. Nu știu, ce le-ați sugera? Ce aș putea eu să le sugerez este faptul că tot timpul trebuie să fie pregătiți, să încerce să lucreze pe acel segment care le-ar face plăcere, să facă din pasiune, în permanență să citească, să se dezvolte, să se pregătească pentru acel lucru care îl fac și să nu renunțe niciodată. Și atunci, cu siguranță, dacă vor fi determinați să facă lucrul ăsta, cu siguranță va veni și succesul, mai repede sau mai târziu. Dar să nu renunțe niciodată. Adică când apar acele impedimente, exact cum am zis, să mergi tot timpul mai departe. Și când îți vine, de pildă, o idee de business de afară, să o pui în practică. Acum, într-adevăr, eu lucrez în vânzări de peste 15 ani și practic așa s-a ajuns la proiectul Foodmania. Am încercat să aduc pe piață un produs care să fie toată lumea în câștig. Și atunci, aproximativ pentru 2 ani de zile, am încercat să găsesc un produs care să fie într-adevăr un produs de succes și așa practic a apărut ideea Foodmania și de 10 ani uită că mergem mai departe. Da, ca antreprenor și ca specialist în zona asta de vânzări, nu știu, ați avut un model sau aveți un model după care v-ați ghidat? Sincer, nu am avut un model, doar cred că chiar primul meu job care a fost de vânzări mi-a spus la un moment dat trainerul meu, care era pe vremea aceea, în domeniul ăsta nu trebuie să fii nebun, dar te ajută foarte mult. Adică în domeniul ăsta, unde este implicarea în permanență cu oameni, unde trebuie să înveți oameni, trebuie să-i pregătești să fie foarte bun, trebuie probabil să existe și acea doză de nebunie ca să o faci. Dar apropo de training, cât de complicat e, de pildă, să trainuiești oamenii cu care lucrezi și să iai pregătiți, că probabil nu vin cu, nu știu, calificarea necesară pentru afaceri. Acum, pentru mine, lucrând de foarte mulți ani în domeniul ăsta, pentru mine deja este foarte ușor să-i pregătești. Acum, evident că nu poți să-i pregătești pe oricine, deci acea persoană trebuie să aibă acel ceva ca să fie făcut pentru segmentul ăsta de muzări și dacă are acel mic lucru, dacă te implici și insiști și practic poți să reușești să-l pregătești pe un om la un nivel foarte bun, după care el se poate autodezvolta și chiar excela în domeniu, dacă, evident, tot timpul trebuie să fii alături de el, să-l susții și să-i dai idei, să-i dai soluții, iar mai departe el cu siguranță, dacă este un domeniu care îi place și îl face cu pasiune, cu siguranță va reuși. E importantă echipa? Adică e important să aveți niște oameni pe care să vă bazați, să știți că în momentul în care, nu știu, lipsește capul afacerii, există acolo niște... Da, evident că este foarte importantă echipa. Ajutoare. Este evident că e important să fie cineva acolo pe care te poți baza în momentul în care, da, nu ești tu prezent, să poată cineva să preia, evident. Ma, normal că nu o să o facă niciodată cum o faci tu. Dar măcar cel puțin să ai un om care se apropie destul de mult de dedicarea care o ai tu legat de business-ul tău. E, pentru că, repet, e un concept inedit. E un produs altfel pe piață decât altele. Promovarea în direcția asta cum se face sau cum o realizați pentru ca să ajungeți, sigur, și la restaurante, dar și la consumatorii care... Poate mulți aud astăzi despre acest produs. Ba, într-adevăr, noi promovarea am insistat și încercăm să mergem pe promovare directă de la client la client. Acum, apoi mai avem și promoțiile noastre care le facem cu stresele noastre legate de proiectul nostru, prin care informăm clujenii despre proiectul nostru și încercăm să le explicăm care sunt avantajele de a folosi proiectul nostru. Iar apoi, evident, suntem și noi în ton cu moda, evident, mediul online, care este un mediu destul de important de promovare, unde avem și noi, într-adevăr, o promovare destul de importantă pentru proiectul nostru. Unde, nu știu, e efectul mai puternic? În zona asta de interacțiune directă sau mediul online, care evident câștigă în ultima perioadă teren? Care credeți că e direcția mai puternică pentru a promova, de pildă, o afacere sau un produs cum e cel pe care dumneavoastră îl creați? Pentru Cluj, ce am sesizat eu în tot acești ani de când facem proiectul ăsta,
Tot modul direct este cel mai important mijloc de promovare. Când explici la un face-to-face, cu siguranță altfel percepe și altfel înțelege proiectul decât al promova prin mediul online. Comul are întrebările lui sau are... Evident, are întrebări, are nelămuriri care, practic, fiind face-to-face cu el, altfel poți să-i le explici, altfel poți să-i le spui și mai mult data este și un plus de încredere pentru proiect când îi explici personal decât să, eu știu, să observe o informație pe internet, nu știu, pe ce site sau ceva de socializare. Aveți și, nu știu, un, hai să spunem, un soi de ghid dacă au clienții întrebări sau dacă au, adică există o zonă în care să le stați la dispoziție sau odată ce au cumpărat produsul, practic lucrurile sunt cât se poate de clare pentru fiecare? Mai într-adevăr, noi atât în broșură cât și în aplicație avem un regulament, un mod de utilizare al proiectului nostru, în care clienții pot să citească, pot să vadă exact cum sunt, care sunt condițiile de utilizare a proiectului nostru. Dar pe lângă asta avem un telefon care în permanență cineva le răspunde dacă au întrebări sau nelămuriri, atât și pe mijloacele de comunicare care le avem pe internet, prin Facebook sau unde avem pagină. Tot timpul suntem la dispoziția clienților dacă au nevoie de întrebări sau nelămuriri vis-a-vis de orice fel de situație apărută și legată de proiectul nostru. După mare, unde vă gândiți să extindeți să proiectul? Nu mare, dar în funcție de cum o să funcționeze proiectul și în noua locație, în funcție asta să vedem unde o să ne mai reorientăm. Avem, exact cum am zis, avem 5 orașe care le-am luat în vizor. Prima dată o să începem cu prima locație, după care în funcție de cum o să fie, în funcție asta vedem exact ce facem mai departe. Bun, vă urez succes pentru că sunt, iată, 5 locații luate în vizor. Mulțumesc tare mult că ați acceptat dialogul cu noi. Lumea o să descopere probabil, așa cum au făcut-o și alții, apropo, un produs inedit. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!